La 29 iulie, curând se împlinesc 2 ani de când Alianța pentru Integrarea Europeană se află la guvernare. Ce schimbări au avut loc în societate în această perioadă de timp în viziunea glodenenilor, vă propun să aflați în interviurile următoare. Plus 2 ani de când e Alianța la guvernare. Cum o apreciați dumneavoastră activitatea ei? Așa, 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 nu chiar. Care sunt succesele? Au un succes obținut? Ce schimbări ați observat dumneavoastră? Nu prea. Ce n-ați observat? Nu prea. Am observat schimbări. Păi schimbări sunt întotdeauna. Bine sau spre rău? Așa că bine nu mai văd nimic la noi în țară. De asta nici nu suntem în țară. Не знаю, я считаю, что пока никаких изменений не видно. Ну единственное, что пенсию на 3% добавили, а в остальном как было, так и есть. Лично я не вижу изменений. De când a ieșit la putere delegația asta, nu sunt cerințele care trebuie să le fac față cum au promis. E mai bine sau e mai rău? Și așa, și așa. Cum așa, așa? Nu, cum... Pentru alții e bine, dar pentru noi nu e bine. Pentru cine noi? Pentru a noștri, cum, generația noastră. Pentru cine nu e bine, dar pentru cei mai de sus e convenabil. În țară e spre bine. E spre bine. Și ce anume spre bine? E spre bine? E spre aceea bine că lumea se mai trezește o lecuță. Poate să circule toată lumea. Și asta, dacă n-ar fi ca să poată liber să circule, dar așa noi până când ne stopăm. Iată, asta e. Alte schimbări? Schimbări. Ce e? Încă lumea nu s-a schimbat complet. Tot încă mergem pe loc. Da, foarte multe schimbări s-au făcut înspre bine. Eu sunt șefă de grădiniță. La noi e... Cu reparația la grădiniță s-au făcut mai multe lucrări s-au făcut în acești ani. Și în societate lumea a devenit mai activă. Încep ca să drepturile să le arete și să capte, eu cred că sunt rezultate bune. Conducerea nu e adevărat nimic. Pentru că oamenii străduiesc în viață, străduiesc. Noi muncim și muncim și muncim și nu avem o capecă de pâine, nu ne ajunge. Înțelegi, neva? Dar ei acolo se mănâncă unul pe altul, așa și le spun. Nu, cam nimic. A rămas totul pe vechi? Da. Chiar pe vechi așa, câteuleacă să mai schimbă ele, dar pe loc cam ședem, nu... Nu se văd mari schimbări tare. Uitați-vă în jur cum trăiește lumea, uitați-vă la țară, la oameni ăștia care șat fără de lucru, uitați-vă la băieții ăștia care tinereță și-o închină la înrobii, să fac rob de sine, este de binevol. Asta e bine? De care schimbări? Schimbări între dânși că se fac gălăjie, dar schimbări și. Nu se vede. Dar nu știu, nu se vede nimic pentru popor. O lecție că diferența este puțin, dar este o lecție. Da, e înspre bine, uleac, puțin. Dar trebuie mai mult, trebuie în satele de... În sate mărgini de căs, sunt că nu e apă, n-au lumea apă în casă, n-au gaz, n-au, le opresc o grămadă de a, cum se spune, tase, impozitele astea. Și lumea n-au toate binele și ele care și se folosească. Lucrează la piață, stau în frig aici, le oprește o grămadă de a și lucrează o soră de mea, sunt prelungit, am o grămadă de a depozit, de a se plătesc și la urmă n-au nicio condiție. N-au nicio condiție. Guvernul, acei care câștigă, se gândesc la dânșii, dar trebuie să gândească și la lume. Să gândească la lume și lumea și sunt bătrâni. Eu am trecut, știi, și nimeni lacrimi. O băbuță când îmi spune mie, deci cumpără borșul ăsta, că te rog, cumpără-l. Eu zic, mătușu, îți dau 10 lei, că să iei o bucățiță, păi, dar nici borșul nu trebuie, știi, eu nu trebuie să fac borș, am. Dar lumea este multe tare nevoiașă, că ales bătrâni nu-s deloc. Am părinții nici de nu mai sunt, dar sunt, eu m-am trecut prin piață, mă uit pe străzi, așa, cum lumea trăiește, pe la casele astea, că n-au apă, că n-au, duc de la fântânile astea, că trebuie să stai jumătate de oră ca scoți apă și ieși, și e tare, și este tare mult de făcut, tare mult de făcut. Pentru asta. Guvernul ia să lupte pentru dânșii ca să câștige. Dar când câștigă, promitet că ar să faci mai jei, că ar să faci mai jei, că ar să faci mai jei. Și când e puterea mâinii, uite, dă-ți.
Când eram eu și se legea, e tot așa. La bătrâni dădeau și oleac de mâncare, și oleac de grâu, și oleac de asta, așa, și bătrâni și-o zvote că avea oricare speranță. Dar mă, eu văd că tot așa și-o rămas tăți ani ăștia, eu de 15 ani nu-s acasă, s-a dus, și tot așa și probleme sunt. Nu s-a schimbat nică. Totuși mai mult trebuie să gândească la populație, la bătrâni, la copii, la copii. Am un nepoțică că s-a dus la grădiniță și eu spun, mam, să azi trebuie să duc un harbuz. Că n-au fructe să dea la copii. N-au fructe. Mama să ducă un harbuz pentru toată grupa să dea harbuz, mâneșii. Dar fructe Moldova eu cred că sunt. Eu cred că sunt fructe în Moldova. Dacă nu avem noi fructele noastre și poamă noastră și mai bună, și ai mai curată, că aici respir, că eu când am venit, cum am știut, m-a zis că plămâie, cât e de frumos. Și el se miră că nu-i străin și au venit și au zis cât ne place la voi aici. Și la noi totuși sunt tare, dar trebuie folosite. Trebuie la copii. Eu am rămas răsnită că nu-s fructe la noi, nu-s mere, că strică pe dealuri. Să aduc la copii niște mere, niște harbuși, niște mănânci, să aduc mama de acasă. Să aduc o carte care șteargă o ceva. Nu cred că asta se poate făcut tare mult. Înseamnă, guvernul, dacă vreau să câștige, trebuie să într-adevăr să fac ceva pentru populație. Nu? Și degeaba se... Înțelegeți cum? Nu avem nicio schimbare. A rămas totul pe loc? Tot că nu parc se vede. Spre bine, poate s-a schimbat ceva? Nu știu, nu suntem... Nu spre vede nimic. Eto ne alianț. Eto bardak настоящий. У нас нету стабильности в России. Вы не видите, что делается, какая, что там делается в этом, в парламенте. Никак не могут найти общее. Мы уже два года без президента. И никак не могут найти, допустим, выйти из политического. Там одни воры, одни бандиты. Они сами себя обозвали. Это не мы их это так сказали. Они сами себя назвали же. Что там одни, допустим, такие люди, они не смотрят за рядовыми работниками, за тружениками. И сокращают школы, людей закрывают медпунктов. Нет условий никаких для стариков. Те, которые возражали Молдову, которые трудились. Они сейчас лишаются, их закапывают преждевременно же. Я не вижу политического, допустим, хоть Лупу выступает, что мы выйдем из политического кризиса, но я не вижу. Если Филат соединится с коммунистами, а что да, наведется порядок, тогда они выберут президента, у них 74% голосов, и они могут решить вопрос любой. Вот только тогда будет порядок. Сынт Шпедич, Сынт Педич, дар... Să știți că dacă toți care cred într-un viitor să unească și să fie oameni care să poată să conducă țara, la conducere să fie oameni deștepți, să fie oameni care așteptăm și noi un viitor să fie luminos, să avem și copiii noștri să poată să pe o cale mai luminată să meargă. Și eu cred că cel mai mare este când la tineret să tragă atenția mai mult. Pentru că noi aceștia în vârstă de acum am mai lucrat, am mai dat tineretul, acum nu are de lucru. Se duce după hotare, se duce, dar noi trebuie să-i încurajăm și să-i ținem în țară la noi, că noi avem o țară atât de bogată și, cum spun și din alte țări, noi avem aur în Moldova, dar nu știm a prețui, dar trebuie, depinde, v-am mai spun odată, de conducere. Dacă la conducerea să fie oameni care să-i și tineret, să-i și oamenii în vârstă, că ei tot așteaptă o alinare la vârsta de pensionare și atunci țara a să fie mai bogată, mai... Și eu cred încă una, că toți care au la dânși formate diferite sărălăuri, diferite
trebuie altfel să comparti cu lumea. Cu lumea. Trebuie să fie mulți, sunt care, eu nu pot spune de toți, dar sunt mulți care ei nu angajează lucrători și nu plătesc impozii pentru lucrători. Nu îi arată ca lucrători. Și asta știți că e un minus și pentru țară și pentru oamenii care muncesc. Ei n-au când o să iasă vârsta de pensie sau nu mai spunem de o invaliditate sau ceva. Doamne ferește de așa ceva. Atunci dacă omul nostru nu are lucrat, știți, e greu. Multe cazuri sunt așa și ar trebui că în alte țări, după graniță, să plătești impozitele, e pe primul plan să plătească, ca să fie țara bogată, dar la noi se ascunde lucrul ăsta. Spunem așa, îmi pare că nu închine, mai e rău. Tăți scunchește, de lucru nu prie la tineret, lumea învață, dar îmi pare că deja învață, nu e nici... Tăți pleacă în străinătate și nu văd nimic în bine. În a doua parte a emisiunii vom da citire mesajelor dumneavoastră care au fost plasate de vizitatorii site-ului nostru pe tvprim.md. Săptămâna curentă, cel mai vizualizat reportaj a fost grav accident rutier în preajma orașului Glodeni, care a fost accesat de 366 de ori, iar un vizitator ne-a lăsat și un mesaj pe site. Îi dăm citire. Păcat că a decedat așa băiat tânăr. A fost un băiat bun cu suflet mare. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. La 5 august, în jurul orelor 23:30 de minute, pe traseul Dușmani-Glodeni a avut loc un grav accident rutier. Colegii mei vin cu mai multe detalii. Accidentul a avut loc în preajma orașului Glodeni. În rezultatul acestui fapt, o persoană în vârstă de 25 de ani a decedat, iar altele două au fost internate în spitalul raional Glodeni. În urma examinării prealabile s-a stabilit că cetățeanul X, conducând automobilul de modelul Audi, nu s-a isprăvit cu controlul automobilului și, ieșind de pe carosabil, a inversat automobilul. Cauza producerii accidentului rutier este excesul de viteză. Cazul se examinează în continuare. La moment, celelalte două persoane se află în secția traumatologie. Comoție cerebrală. Celălalt al doilea? Contuzia regiunii occipitale. Care este starea lor acum la moment? Ei s-au normalizat. De la începutul anului, în Republica Moldova au fost înregistrate 1120 de accidente rutiere, în rezultatul cărora au decedat 188 de persoane, iar altele 1387 au fost traumatizate. Un alt reportaj care a fost vizualizat de 277 de ori este cel ce se referă la întrunirea premierului Republicii Moldova cu președinții de raioane. Ieri, noi conducătorii ai raioanelor au avut o întâlnire cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Filat. Este prima întrunire dintre șefii administrațiilor și șeful cabinetului de miniștri după alegerile locale care au avut loc în acest an. Președintele raionului Glodeni, Valeriu Țarigrațchi, a declarat astăzi pentru TV Prim că problemele discutate în cadrul ședinței de la Chișinău au oglindit și sfera socială a raionului Glodeni. Pe agenda activităților oglindite în cadrul ședinței figurează implementarea unui șir de reforme, iar procesele ce țin de integrarea europeană trebuie să fie o prioritate. Eu personal am ridicat problemele ce sunt de colaborarea transfrontalieră și anume la subiectul pregătirii cadrelor pentru perfectarea proiectelor care de fapt sunt foarte voluminoase și de fapt noi nu prea avem persoane care ar putea să pregătească aceste proiecte în sau conform cerințelor donatorilor europeni. A doilea, ce ține de aprovizionarea raionului cu apă. Am vorbit că potențialul nostru tehnic al raionului Glodeni este unul destul de mare și noi am fi putut aproviziona tot raionul, chiar și raioanele vecine Râșcani și Fălești, cu apă. Alt subiect care l-am atins ține de mărirea bazei impozabile a raionului Glodeni. Un obiectiv important este pregătirea de sezonul rece 2011-2012. Unul dintre pașii concret care sunt acum întreprinși este pregătirea instituțiilor pentru perioada de iarnă. Altul
facem anumite activități ce țin de reparația spitalului și evident ne interesează foarte mult problemele și încercăm, și nu numai încercăm, dar chiar și o să le influențăm ceea ce ține de agricultură, anume asolamentul terenurilor. Intervievați de noi, cetățenii din Glodeni au afirmat că au păreri bune despre noua conducere și așteaptă o implicare mai profundă în rezolvarea problemelor sociale. Aș vrea că puțin, dacă merge vorba despre ce e, că noi vrem în Europa cândva, așa, conducerea noastră, Republica Moldova, măcar că e o palmă, să fim la un nivel mai cult și să fim mai europeni. Болезни Глодяны всей Молдавии, это, конечно же, дороги, конечно же, кинотеатр бы хотелось, чтобы... потому что один в Бельцах только на весь рай, на весь северный район. De menționat că în 15 raioane din cele 32 președinții a fost câștigată de PLDM. 6 funcții de președinte au revenit Partidului Democrat, o funcție Partidului Liberal și 10 Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. O altă știre care a fost vizualizată de 55 de ori este viitorul proiectului de restabilire a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a orașului Glodeni. La acest reportaj Ion ne-a lăsat și un mesaj. Numai promisiuni și altceva nimic. Glodeniul nu are șanse să devină un oraș european. Toți fură și nimeni nu se gândește la binele poporului. Proiectul de restabilire a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a orașului Glodeni a demarat în 2009. Până la momentul de față a fost implementată doar pe străzile din zona Spitalului Raional Glodeni. Care este viitorul proiectului respectiv, aflați în reportajul colegilor mei. Inițial, proiectul a fost finanțat de către Guvernul Republicii Moldova și Fondul Național Ecologic. La moment, lucrările de restabilire a peductului sunt stopate, însă noua conducere a raionului dă asigurări că proiectul va avea continuitate. Noi urmează să ne clarificăm cu sursele de finanțare, pentru că sursele de finanțare care au fost accesate până acum au fost folosite. Acum urmează să mai găsim și alte surse de finanțare. Mă refer la Fondul Ecologic, care a finanțat cu 1 milion de lei acest proiect. Însă, conform proiectului general, acolo este nevoie de bani mai mulți. În acest context, avem două soluții. Sau mergem pe calea acumulării unor surse mici și cu pași mici, sau intrăm într-un proiect mare regional, care, bine, nu se va realiza într-un an, în câțiva ani, dar, în schimb, va fi unul foarte serios și va viza nu numai orășelul Glodeni, dar și toate satele de raion și raioanele vecine. Oamenii susțin că acest proiect este un beneficiu pentru glodeneni care merită să fie finalizat, din motiv că nu toți locuitorii din zonă au acces la apă potabilă de calitate. Aș spune că ar trebui gospodare cu început lucrul ăsta, să-l duc până la capăt. Omul gospodar își face casa de la Talpășiță până la acoperiș. Ar trebui mai gospodărești cu întrebarea asta, parcă avem de acum, zicem, un conducător nou și cu, cum a zis eu, cu puteri, cum a spus, om tânăr și poate lucra și e gospodăros în primul rând și n-ar să colegul să mai tragă atenția și la întrebarea asta. Как не есть, но все-таки, когда вода в доме, то это особенно для старых, что-то, это просто очень у нас дорогая вода. Очень дорогая. Может быть, если будет новая система, может быть, и подешевле станет. Потому что очень старая система, и, наверное, много потерь, и все перекладывается на нас. Menționăm că inițial costul total al proiectului a fost stabilit în valoare de 7.667.000 lei. Marina Lazar, Mihai Moldovanu, pentru știri. Aici emisiunea noastră a luat sfârșit. Așteptăm și în continuare mesajele dumneavoastră pe site-ul tvprim.md. Pe curând!